Corina și sper că să-mi răspundă cu aceeași amabilitate. Doamna Corina, vă foarte mult! Mărturie de divor, nu, a? Ok. Este cea mai dulce femeie din Tulcea din câte am văzut până acum. Din Tulcea, nu de lume. Așa. Acum, am zis? Eu v-am zis. Facem mai departe spectacolul nostru și avem oaspeți și din Salonic. De ce credeți? Eu cred că în Tulcea sunt și greci. Vi se par acordurile grecești familiare, nu? Așa, să ascultăm la buzuchea pe domnul Parosoides Petros din Tesalonic. Tesalonic! Îl prezint pe domnul Petros Parosoides din Salonic, maestru în buzuchi, care m-a ajutat pe acest CD cu o melodie, cu sonoritate grecească, în care un grec este îndrăgostit de o armâncă. Încercăm să vedem dacă o să mai facă plăcere acest cântec, la mșata armână. Cântă cu noi.
Asemănătoare, o melodie grecească, pentru a vedea cât de bine sună Nicolo Armănescu și în limba greacă și în limba armănească, rămâne dumneavoastră să apreciați. Bună seara! Δεν αζωγραφισμένη
Elena Divrari, a voastră, Elena, să vă fie sănătate la toată lumea, celor ce au venit în această seară și celor care sunt în casa aceasta armânească, marea casa armânească. Doamne ajută să vă fie bine tuturor! Mulțumesc frumos, Claudia, pentru acest minunat oameni și pentru că mești mereu aproape. Îl lăsăm pe Petros Parașoudis cu un moment autentic de la Thessaloniki. Free, yes!
Mulțumesc mult, mulțumesc! Evaristo Paracolic e bon. Miloasa Runești! Nu? Cumbac? Torahi, cumbac la nostru. Care îți zic că nu n-a fi că simt ghenii cu creți? Muzica nu are sinuri. Spânează Petros! Exact, exact.